Primăria municipiului Suceava organizează și în acest an pentru a 16-a oară consecutiv Revelionul în aer liber. De această dată, spectacolele vor avea loc în centrul municipiului. Potrivit primarului Ion Lungu, Revelionul va fi unul bogat în concerte atât de muzică ușoară cât și de muzică populară. Așa cum am spus și altă dată, Primăria municipiului Suceava organizează pentru a 16-a an consecutiv Revelionul în aer liber. De această dată revenim înapoi în zona din centru. Muzică ușoară. Amna, Rubi, Pavel Stratan, Cleopatra Stratan, Natalia Gordinenko, Așa. Și, bineînțeles, muzică populară, Andra Matei, Călim Răteanu, Sorin Filip, Gabriela Teșanu, Adriana Bucevski, Alexandru Colciuc, Dorina Petroaie, grupul Sălceanca, Nicolae Viero și alții. Și, bineînțeles, artificii la ora 12, așa cum v-am obișnuit întotdeauna, și un frumos joc de lasere, sperăm noi. Deci, de pe acum, invităm pe suceveni și îi așteptăm să petrecem noaptea de Revelion împreună în centrul municipiului Suceava.